Salut! Astăzi am să vă arăt ce este un flaut dulce, câte tipuri de flaut dulce există și la ce trebuie să vă gândiți înainte să începeți să cântați la flaut dulce. În primul rând, am să vă arăt colecția mea de flaute dulce. Vreau să vă spun că flautul dulce se numește diferit în toate limbile. Deci așa arată colecția. Și o să le luăm pe rând și am să vă explic fiecare ce tip este și ce face. O să începem cu cel mai obișnuit și des întâlnit flaut dulce de tip sopran. În primul rând vreau să știți că dacă o să căutați flaut dulce pe internet și vreți să căutați articole în engleză, trebuie să scrieți recorder, pentru că în engleză se numește recorder. Dacă vreți să căutați în franceză, este flotabec. Dacă vreți să căutați în germană, este blockflöte. Dacă vreți să căutați în rusă, seamănă, pentru probabil o luat de la, din Germania, este blockflöte. Dar principala diferență este că la flaut obișnuit se sună și se suflă așa în lateral și la asta se suflă drept. Și are notele în felul următor. Deci, acesta este un blockflöte sau un flaut dulce sopran pentru că obține notele do, re, mi, fa, sol, la, si, do din această gamă înaltă pe care v-am cântat-o. Când vreți să învățați să cântați la blockflöte sau la flaut dulce, o să zicem flaut dulce de azi înainte, trebuie să țineți cont de un lucru. Există flaute de lemn și există flaute de plastic. Același lucru pe acest flaut. Din punctul meu de vedere, flautul dulce de lemn sună mult mai bine. Dar mai este un aspect foarte important la care trebuie să fiți atenți. Există flaut dulce cu digitație de tip baroc și cu digitație de tip german. Care e diferența? Uitați-vă atent la găurile pe care le au aceste două instrumente. Uitați-vă. Parcă toate sunt la fel, în afară de faptul când ajungem la gaura 4 și 5. Uitați-vă. Flautul din mâna stângă are digitație barocă, ceea ce înseamnă că gaura numărul 4 e mai mică decât gaura 5. Le numărăm așa. 1, 2, 3, 4, 5. 4 e mai mică și 5 e mai mare. La cel german este invers. 1, 2, 3, 4 e mai mare și 5 e mai mică. Ce vrea să însemne asta? Asta înseamnă că există anumite note care se țin diferit pe acest flaut față de acest flaut. Notele sunt foarte puține care se țin diferit, dar totuși contează, mai ales atunci când cântați gama do major. Când cântați gama do major pe flautul sopran, este cel mai simplu lucru din lume. Pur și simplu ridicați câte un deget și se schimbă nota. Fiți atenți! Ați văzut că am ridicat câte un deget și a crescut nota. În schimb, la ăsta baroc, nota fa se ține foarte complicat. Fiți atenți! Deci fa-ul aici îl ținem cu trei degete. Și aici îl ținem cu un singur deget. Vedeți? Recomand tuturor copiilor, până în clasa 5, aș spune, să folosească flaut cu digitație germană, pentru că este foarte simplu și foarte ușor de înțeles nota fa și de cântat gama do major. Flautul cu digitație baroc, în schimb, este recomandat elevilor mai mari de clasa 5-a și adulților, pentru că în octava a doua are sunetele mai curate. De asemenea, depinde foarte mult cine produce flautul și de unde l-ați luat, pentru că flautele foarte ieftine, de obicei, nu sună foarte bine. Dar atunci când ești începător, nu trebuie să investești într-un flaut scump, pentru că toată lumea a început pe instrumente ieftine. Pentru că tu nici nu știi exact dacă îți dorești să faci asta pe termen lung, nici nu știi ce implică și e cazul să-ți iei un flaut
pe care ți-l permiți și apoi când simți că deja faci progrese și evoluezi bine, atunci poți să investești într-un flaut mai scump. Oricum, vă recomand flaut din lemn. Hai să vă cânt ceva la el. Asta a fost un intro din The Hobbit. Acum hai să mergem mai departe. Deci am vorbit că astea sunt flaute de tip sopran. Mergem mai departe la următorul, care e făcut din trei bucăți. Fiți atenți, asta este partea de sus, partea de mijloc și partea de jos. Acesta este un flaut alto. Alto asta înseamnă că este mai jos decât acel flaut sopran. Ca și într-un cor, cum există sopran, alto, tenor sau bas, tot așa există și la instrumentele de suflat. Deci fiți atenți, vă cânt aceeași gamă. Deci, iar este gama, aceeași digitație, doar că asta nu mai este gama do major, este gama fa major. Deci, orice cântec, dacă vreți să cântați cu aceeași digitație pe care ați cântat la flautul sopran, o să sune bine, doar că o să fie din altă gamă, o să fie mai jos. Fiți atenți! Deci, ăsta este flautul de tip alto. Se recomandă, cred că deja după 12-14 ani, pentru că trebuie să ai mâini mai mari ca să poți cânta la acest instrument. Să continuăm. Următorul instrument din această serie este acest instrument care este un tenor. Toate sunt flaute dulci, doar că ăsta este un tenor. Așa. Fiți atenți cât de mare este și cum sună aceleași note pe el. Aceeași digitație pe care am făcut-o pe primul flaut sopran, care era din do, pe altul care era din fa, și acest tenor este iarăși din do, dar cu o octavă mai jos decât sopranul. Dacă vedeți, aici are o clapă, vedeți? Știți de ce este poziționat aici? Pentru că este fizic imposibil să ajungi cu degetul mic pe această gaură. Și de asta s-a creat o prelungire ca să poți apăsa pe ea. Am să vă cânt aceeași piesă ca să vă dați seama de diferențe. Fiți atenți! Thank you.
a fost flautul tenor și acum vreau să vi-l arăt pe cel mai mare gele pe care le am eu. Cel mai mare este un bas. Asta e partea de jos. Și o să-l asamblăm să vedeți cum arată și cum se cântă la el. Așa. Partea de mijloc. Vezi că are mai multe clape? Pentru că este mai mare și este și mai greu să ajungi să cânți la toate. Și partea de sus. Ce e frumos la acest instrument este că, fiind atât de mare, ai nevoie de o curea ca să-l poți ține. Pentru că e greu să-l ții în mâini și să cânți în același timp. Deci aceasta este cureaua. Se fixează în felul următor. Așa. Și de aici se reglează lungimea. Și pentru că e foarte greu să ajungi să sufli acolo sus, are o prelungire. Așa. Să știți că pentru acest instrument, digitația este exact aceeași și gama este din fa, este cu o octavă mai jos decât acest alto, dar ai nevoie de mult aer ca să poți cânta la el. Bun, hai să vedeți cum sună. Deci acesta e fa cel mai jos pe care poți să-l obții pe acest instrument. Să vedeți cum sună. Doar că rămâi mult mai repede fără aer. Am să încerc să vă cânt aceeași piesă și pe flautul bas. Fiți atenți! Și acum vreau să vă arăt cel mai drăguț flaut dulce care există. Este acest mic sopranino. Fiți atenți cum sună acest sopranino. Deci sopranino este cel mai mic bloc flăte sau flaut dulce. Este mai mic decât soprano, dacă vedeți. Și este cu o octavă mai jos decât alto. Sau cu două octave mai jos decât acest bas. Deci tot este din fa și gama pe care ați auzit-o este fa major. Și uitați-vă cum sună această piesă pe acest flaut. Asta a fost flautul sopranino. Am să mă repet și am să vă spun că la început e bine să vă luați flaut de lemn soprano și cu digitație germană, adică să fiți atenți să aibă gaura 5 mai mică decât gaura 4, pentru că e mai ușor să faci gama cu el. De asemenea, nu contează firma, dar am să vă spun câteva firme bune când o să ajungeți, dacă sunteți în căutare de un instrument profesionist. Sunt câteva firme bune, cum ar fi Moeck,
Mollenhauer, Aura sau altele de tipul ăsta pe care am să le las în descriere. Vă mulțumesc mult! Sper că v-a plăcut! Eu sunt Igor și să aveți spor la cântat!